Salut! Astăzi voi vorbi despre 7 elemente care pot dăuna sănătății intestinale. Dar, înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri. Să începem! De ce să mă concentrez asupra intestinelor? 80% din populația globală este nemulțumită de sănătatea sa gastrointestinală. Probleme precum greutate, arsuri la stomac, balonare, gastrită și pancreatită sunt frecvente. Dacă aș fi întrebat despre centrul tinereții, imunității și hormonelor din organism, aș spune că este vorba despre intestine. Bacteriile benefice din tractul nostru gastrointestinal sunt cruciale pentru reducerea inflamației, care la rândul său minimizează riscul de obezitate, boli autoimune, cancer și alte afecțiuni. Menținerea sănătății intestinelor este piatra de temelie a medicinei anti-îmbătrânire. Procesele de absorpție din intestine scad semnificativ după vârsta de 45-55 de ani, făcând dificilă absorpția nutrienților esențiali. De exemplu, consumul de carne ar putea să nu permită absorpția adecvată a proteinelor și a fierului. Deci, să discutăm în detaliu aceste produse. 1. Somon ușor sărat. Acest produs popular pentru micul dejun, adesea asociat cu avocado, prezintă riscuri atunci când este cumpărat din magazine din cauza probabilității ridicate de contaminare bacteriană. Este un produs sensibil, predispus la răspândirea bacteriilor, ceea ce duce la toxi-infecții alimentare și infecții intestinale, în special în cazul grupurilor vulnerabile precum copiii, femeile însărcinate și persoanele în vârstă. Recomandare. Cumpărați somon congelat, dezghețați-l în frigider și preparați-l singuri. Acest lucru vă asigură că obțineți aceleași beneficii omega-3 fără riscuri. 2. Alimente crude. Mai ales dacă aveți o boală a tractului gastrointestinal sau ați avut recent o toxi-infecție alimentară. Alimentele crude precum nucile, legumele și cerealele pot fi greu de digerat. Reducerea aportului de fibre în aceste perioade poate ajuta. Dacă aveți diaree, evitați complet alimentele crude până când scaunul se normalizează. Dacă simțiți disconfort sau exacerbarea problemelor gastrointestinale, treceți la legume gătite sau coapte seara. 3. Alimente de stradă. Shawarma și sushi. Shawarma de la vânzătorii ambulanți și sushi din surse dubioase sunt principalele cauze ale infecțiilor intestinale din cauza practicilor de igienă precare. Aceste alimente sunt adesea lipsite de un control tehnologic adecvat. Recomandare. Pregătiți shawarma acasă pentru a vă asigura că este sigură pentru consum. 4. Fructe de pădure și verdețuri. Acestea pot provoca probleme intestinale dacă nu sunt spălate corespunzător. Fructele de pădure în special pot absorbi apă și bacterii, aducând la contaminare și probleme digestive. Recomandare. Spălați temeinic aceste alimente pentru a reduce riscul de infecție. Făcând aceste ajustări dietetice, vă puteți îmbunătăți sănătatea intestinală, ceea ce duce la îmbunătățirea stării generale de bine. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de planuri dietetice detaliate pentru sănătatea intestinală, vă rugăm să lăsați un comentariu sau să dați un like acestui videoclip. Implicarea dumneavoastră mă ajută să știu că sănătatea intestinală este un subiect important pentru dumneavoastră. Mai multe alimente care pot dăuna sănătății intestinale. Fructele de pădure, cum ar fi căpșunele, sunt lideri în provocarea infecțiilor intestinale, potrivit Asociației Americane de Gastroenterologie. Problema nu este doar bacteriile, ci și metalele grele și contaminații din sol care se concentrează în fructe și în frunzele verzi. Recomandare. Alegeți fructe de pădure și verdețuri de înaltă calitate și spălați-le bine. Este suficient să le înmuiați în apă rece și să le clătiți bine sub jet de apă. Utilizarea unui centrifugator de salată poate face frunzele verzi mai apetisante. 5. Sosuri și marinate. Acestea conțin adesea niveluri ridicate de zahăr adăugat și conservanți. De exemplu, 100 de grame de sos de roșii pot avea până la 7 lingurițe de zahăr. Aceste calorii adăugate pot crește semnificativ conținutul caloric al meselor tale fără ca tu să observi. Sosurile și alimentele picante pot irita stomacul și intestinele. Recomandare. Evitați să cumpărați sosuri și marinate, deoarece acestea pot duce la creșterea în greutate și la un aport caloric inutil. Prepararea propriilor sosuri acasă poate fi mai sănătoasă și mai rentabilă. 6. Kefir. Acest produs lactat fermentat poate provoca arsuri la stomac și balonare, mai ales dacă este consumat noaptea sau pe stomacul gol. Deși kefirul furnizează proteine, vitamina D și bacterii benefice, este posibil să nu fie bine tolerat de toată lumea. Recomandare. Înlocuiți kefirul cu produse cu fermentare scăzută, cum ar fi zerul sau iaurtul natural. Aceste alternative oferă aceleași bacterii benefice și sunt mai ușoare pentru sistemul digestiv.
7. Băuturi care conțin tanin, cafeaua și ceaiul. Pentru cei care tratează anemia și deficiența de fier, consumul de cafea sau ceai poate inhiba absorpția fierului. Mulți pacienți au tratat cu succes anemia cronică, eliminând cafeaua sau ceaiul de dimineață. Recomandare. Urmați ghidurile specifice pentru administrarea suplimentelor de fier, evitând cafeaua și ceaiul timp de 4-6 ore după administrarea suplimentului. Luați în considerare înlocuirea acestor băuturi cu opțiuni fără cofeină, cum ar fi ceaiurile din plantă. Mulțumesc pentru că urmăriți acest videoclip și ați dedicat timpul să ascultați despre importanța sănătății tractului gastrointestinal. Dacă v-a plăcut acest conținut și doriți să aflați mai multe despre cum puteți îmbunătăți sănătatea dumneavoastră prin nutriție și alte metode naturale, nu uitați să dați un like și să distribuiți acest videoclip. Cu sprijinul vostru putem face ca aceste informații să ajungă la mai multe persoane și să le ajutăm să-și îmbunătățească calitatea vieții. Rămâneți cu noi pentru mai multe videoclipuri informative și utile. Ne revedem curând!